Bună ziua, bine v-am găsit la profanare, de ce țin matematică? Băi, dacă nu, așa vă spun și cu toată convingerea, se poate mai rău. Repetăm. Bună seara și bine ați venit la profanare, de ce țin matematică? Da. Tema pentru acasă. Da. Pentru acasă. Clasa A5. Începem, te rog, Elena. Fie mulțimea m egală cu toții și din cu tot atât x cu proprietatea. X egal cu ABC barat și x-ul divide pe 7. Și x divide pe 7. Nu zice x din m, dar sunt din m, dar se sunt de da. Deci toți x și de forma asta, era, uite că am spus că din m, de forma ABC. A, deci că în forma ABC deci este un număr dintre cifre. Nu, fracții nu-i nimic. Da. Bun. Amic, stabiliți dacă 163 aparține lui M. 163 oare aparține lui M? Așa, lui M, nu. Lui M, uitați-mă. Și la B, calculați diferența dintre cel mai mare și cel mai mic element al mulțimii M. Deci calculați. Diferența. X max minus x mai mic de 7 sau ce e? X se divide la 7, domn profesor. X se divide. Da, da. X se divide la 7. Da? Atât, 7. Mai citim problema. Mai citim o dată, da? Deci e vorba. De toți x, fie mulțimea m egală cu toți x și cu tot acei x cu proprietatea x egal cu ABC barat. Și x se divide la 7. Ca să divide la 7, trebuie să fiu... Dragul David, dacă distinge. Dacă distinge ABC, nu ne gândim. Poți fi și egale. Poți fi și egale, dar calitatea este să fie să se divide la 7. Că trebuie să divide la 7, atunci... Păi mereu să încercăm, dar trebuie să divide la 7. 163. Dar 163 rămâne problema să vedem dacă este. Dacă are calitatea asta. Și îl vădeam în mulțime. Noi ar trebui să găsim toate numerele de 3 cifre care să se împarte exact la 7. Dacă 147. Domnul profesor, dacă se trebuie în divizor, dacă puneți bară, trebuie să fie un multiplu. Atenție! Când X se divide pe 3 puncte, deci X e mai mare. X e multiplu. Da? Când punem divide, punem pe 7 divide pe X. Da? Cum? 7 este un divizor al X. 147. Deci un prim număr pe care l-am găsit este 147. Oare este unul mai mic decât 147 care se împarte exact la 7? Da. Te rog. Davide, cum de te-ai pus la 147? Prin mă interesează. Deci, un x1, Davide îl vede 147, care se divide la 7, pentru că vine 7 în 14, nu? Deci egal cu 21, 7, da? 21, 7. Unul mai mic? 105. Iată, pentru că 105 ar fi egal cu 6 din 10 odată, 35, merge cu de câte ori? 7, 15 ori. Deci 15 ori 7. Mai mic de 105 ori există? 15 ori 7. Nu, nu există pe regăsire numai de 3. Deci dacă ne ducem la 14 ori 7, ca să scăpătăm, să ducem la câte cifre? Ne ducem la două cifre. Da. Deci ăsta ar fi primul, nu? Și ar fi un număr mai mic decât 147 și mai mai sunt altele, da? Da, păi 16 ori. Asta e. Da, 16 ori. Deci vorba de numărul de forma 7 ori K, cu K-ul ăsta, începând de la cine? De la 15, da? Cu K mai mare egal decât 15. Și întrebarea este, până unde mă duc? De la 15, așa este? Până la
Dacă pun mai 100 ori 7, 700. 700 și este? 200 ori 7, 2000, 150 ori 7. Da, stai, stai, mai mult. Ia să vedem. Deci încercăm pe cal ăsta să-l prindem. Într-adevăr, caul începe de la 15. Deci avem o primă idee. Caul începe de la 15. Deci vine 15. Mai mic egal vine ca. Mai mic egal. Până unde să se ducă caul ăsta încât să mă încadrez în 3 cifre? 120. Poate să fie. Deci 120. Hai să vedem. 120. 140. Da, 149. Dați-mi o idee altfel. V-ați spus așa. 149. 149 ori cât? Ori 7. Ori 7. 7 ori 63. 3. 7 ori 4, 28, 6, 34. 7 ori 1, 7. Și cu 3? Puteți să vă duceți până în 142. 142? Da, 7 ori 142, 990. 7 ori 142. Iată că prin încercări așa, ăsta se rea de 3 cifre. Exact. Și atunci, iată-mă acum situația asta, dar a devenit prima până la 2. 7 ori 2, 14. 7 ori 4, 28. 29. 7 ori 7, 994. Oare? Nu. Ar fi și 143. 3? Are nu. De ce? Pentru 143 de mărțime așa. Deci, dacă vreau să numărim cu încă un 7, care ar lua pe 7 de 143 de ori, înseamnă a numări pe rezultatul acesta cu un 7. Și sare, domnule. Și sare, că 7 și 4 cu 11. Deci ăsta este numărul maxim. Dar deci, trebuie să împartă la 7. Asta, trebuie să împartă la 7. Și 994 se împarte la 7. Da, 242. Deci, da, e problema inversă. Da? Și acum ar însemna așa. Acest K este cuprins de la 15 până unde se duce? Până la 143. Până la 142. Iar când K-ul ia la 142, găsim X-ul maxim, deci X-ul maxim, X minim, că da, X-ul minim egal 105. X minim egal 105, X maxim este egal cu 994. Deci, mulțimea aceasta a tuturor X-ilor, deci mulțimea aceasta a tuturor X-ilor, de forma ABC, înseamnă multipli de 7, X-ii sunt de forma 7K, și K de la 15 la 142. Așadar, vă spunem și noi că e mare, egal cu mulțimea tuturor, egal cu mulțimea X-ilor de forma 7X egal cu 7K cu virgulă, K-ul cuprins între 15 și cât am mai spus noi? 142. Superb! Superb! Câte numere au fi avut mulțimea asta? 142 minus 15. Da. Plus 142 minus 15. Deci cardinalul mulțimii. Corect. Asta vreau să spun. Cardinalul lui A. Cardinalul. Lui M egal cu 142. Ca să văd. Contorul ăsta, K-ul, contorul, numără numerele. 128 de termeni. Minus 15 plus 1. Cât face David? Că ești prezent Mario, aici? Mario, este. Mario. 140. 120. 120. 125. 128. 128 e bine. Exact. Face tot numele. 128. Dar spune cum și cum ai gândit, mă interesat de moar chestia asta. Pentru că 5 minus nu poate să scadă din 2, așa. Dar la BC 10 minus 5, 5 și cu 2, 8. 7. Și cu 2, 7. Și cu 1, 8. 7. Și cu 1, deci face 8. 1, 8 și 3 minus 1. 3 minus 1, 2.
O să-mi dau 18. Corect. Da, vedeți, este omul de bază aici și noi nu avem voie să greșim. Da, Mario a rămas, supraveghează, că nu cumva să trecoare pe o greșeală. Deci face 128 de numere. Nu le scrim pe toate, că nu are rost să facem treaba asta. Important este că am găsit de ce formă sunt, dar de-a doua dată puteam să ne dăm seama că din clipa în care X împarte la 7, X e de forma 7K. Și atunci, aplicând în valoarea cea mai mică încât să acoperim prima dată 3 cifre și K-ul este 15, tu ai dat un exemplu pe 142 drept, era unul din numere, dar nu era cel mai mic, nu așa? Am găsit altul pe 105, parcă a fost cel mai mic. Și cel mai mare, 1994, mai mult de acolo nu mai ne putem duce, ca să rămânem încadrați în 3 cifre. Și atunci K-ul a fost 142. Eu știu ce m-aș fi făcut? Aș fi încercat să împart imediat un număr care depășea pe 1000, să zicem. Nu? Mă gândeam la 1000. 1000 mai puțin de 1000, 999, ca să mă încadrez în 3 cifre. Și 999 împărțit la... De așa știu fost. 999 împărțit la 7, face o dată, 7, 29, 4 ori 7, 28, 1, 9, 7 ori... cât să faci aici? 2. 2 ori 7, 14. Și rămâne, iată câte, rămâne 5. Atunci scădeam din nou repede cele 5 unități și rămâneau, cât? 994. Deci numărul maxim, ca să bate exact cum mai trebuie să rămână restul. Deci 994 este rezultatul care îl aștept cu cel mai mare număr și 142 cau. Da? Deci așa trebuie gândit. Și acum, autorul spune să calculați diferența dintre X max și X min. Și 163 aparține? Să vedem mai întâi, dacă 163 aparține. 163 în părțirea 7. Sigur, da. Că asta trebuie să facem. Toți X-ii sunt din forma 7K. Pusul nu aparține. Nu? 163 împărțit la 7. Nu aparține. 7 în 16 de câte ori? De 2 ori 2. 2 ori 7, 14. 23, care... 2 ori 2. Da? Deci face de 3 ori 7, 21 și restul 2. Ce rău pare? 7 sau 163. 163 este egal de forma 7 ori 23 plus restul 2. Păi ca să se divide, trebuie fără rest. Deci concluzia, vă știți prima asta, este că 163 nu aparține lui el. Nu este elementar. De acord, da? Și acum stați în dată de, te rog să mă duc cont cu X max și X min, minus X min. Adică 994 minus? Minus 105. 105. Deci minus 55, 9. Da. 8. 8. Deci 5. 885. 9 aici l-ai spus, nu? 100? Cât face? 889 este diferent. Întrebarea, 889 este un element de mulțime? Întrebă suplimentar acum. Da, da, este. Este sigur? Nu știu, dar aș împărți domnului. 227. Nu știu, fac 994 minus 7. 994 minus? Pe minus 105. Deci, minus 105 este aici. Hai să răspărțim ce faci să rămâne 8 dintr-o dată, apoi rămâne 18, care intră 2 ori, apoi rămâne 49, care intră 7 ori. Da, e 120. Aș întreba la altfel. Eu construiesc un număr A, egal cu de 3 ori, de 3 ori, așa, să zicem, de 3 ori X max, minus de 2 ori X min. Ar putea să mai fie acesta un număr din mulțimea mare? 3X max. De 3 ori X max.
Păi, maximul nostru a fost 994. Și minimul a fost 105. Da. Atunci, păi dacă de 3 ori, nu mă amuză. Păi, sau hai să facem altă. Da, A egală cu de 2 ori max, minus de 5 ori minim. Ia să vedem. De 2 ori max minus de 5 ori minim. Dacă e de 2 ori 994, facem calculul. Dar fără calcul ați putea spune dacă poate să fie... Iar rămâne 3 din mine. Deci întrebarea mea, dacă dau așa, de 2 max minus, minus de 2 max face 1000 și ceva, 1800, 900, minus... Cu 5 ori minim. E minimum și atunci, da, minus de 21 de ori. Dar rămâne 21 de ori minim. Minus de 20. A, atâtea? Asta trebuie. Minus de 20. Ia uitați, Pavel. Minim. Nu. De ce? Deci, de 2 ori maximum, minus de 21 de ori. Dar mie îmi fac 105 ori 21 de peste 994 de ori. Deci, de 21 minimum, nu de peste de 2 ori maxim, da. Bale. Era 100, adică era 100. De negativ. Da, deci de negativ. Atunci ai spune de 19 ori. De 19 ori. Ca fenomen, dar întrebarea dacă rămân de 7 ori. Cum? Întrebarea este dacă acesta aparține lui Emma. Deci de 2 ori maximum, minus de 2, 19 ori minimum. Domnul profesor, de 2 ori maximum o să dea 1000 și ceva, nu? Da. 1900, aproape de 2000. Iar e minus. Păi da, dar și 19. Minus, 19 minimum o să dea 1995. Punem 18. Așa, da, mă încadrez. 18. Întrebarea este, acum mă încadrez ca număr, da. Dar mă întreb dacă este totuși multiplul de 7. Asta păi fără să calculăm. Fără să calculăm. Pe 2 îl dăm factor bun. Pe 2 îl dăm factor bun. Dacă n-am altă idee. Bun. Da. Bine, 2 ori. 2 pe lângă max. 2 pe lângă max minus 9 pe lângă 1000. Da. 9000. Da. Și fă-ți acolo că apăm dacă este multiplul de 7. Trebuie să fie 7 pe lângă ceva. Da, dacă este multiplul de 7. Se va apară 7 pe lângă ceva. Hai, păi să încercăm. Poți să întrebi 94 la 105. Adică vreau să văd câte ori ai intrat 105 în 95, ca să-l transform și pe maxim. Păi, maximul ăsta, cine este maximul? 94. Nu știu. Băi, lasă-mă de. Nu se poate. Nu se poate. Nu se poate. De ce nu se poate? Nu se poate. Pentru că am 994. Dacă eu fac 105 ori 9, îmi dă peste. Nu, îmi dă 990. Nu se poate, oare? 105 ori. Cât? O nouă? Deci întrebarea este dacă rezultatul va fi... Da, se poate. Se poate. Nu ușor. Nu ușor face? Nu ușor. De tine face 98? Nu ușor să-mi poate așa. Deci diferența face 98? Practic, da, da. Dar eu l-am spus fără calcul. Calculatorul mă vreți. Da, da. Domnul profesor, am fost împărtinat 194 la 105 și să văd cât viitoria a intrat în 194. Să-mi spune maximul. Nu tot de-a un maximul parte. Da, dacă nu se împarte, adun și restul acela. Că la acela să văd câte ori maximul ar fi. Hai să vă zic. Trebuie să știți că maximul este multiplul de 7. Da. Deci în loc de maxim aș fi zis așa. De 2 ori.
pe lângă 7 oriceva, ori în X, C1, ori în cât, minus și 9000 e multiplu de 7. Minus 7 ori un C2. A, și dau pe 7 fac pe acolo. Deci, și-au șapte din parți. Asta era povestea, să vedeți șaptele ăla. Deci ce am vrut eu să văd? Ce am urmărit cu problema asta? Am urmărit așa. Dacă a sesizat că în mulțimea M am numai multipli de 7 și când fac scăderea a două dintre numele acelea, au înglobat fiecare pe 7, care scot în factor comun. Da? Deci am vrut să văd dacă sesizați chestiunea asta că în mulțimea M sunt toți multipli de 7. Și atunci am zis fără calcul, pentru că fiecare are pe 7, dăm pe 7 factor comun și vedem că este un element de acolo. Bun. Mihai, la te rog, altă problemă. Se consideră mulțimile. A mare egal cu... Deci fie mulțime. A mare... Egal cu... 1A6B². 1A6B². Cu proprietatea ca acest număr, 1A6B, se divide la 5. Asta și... 5. 4 îl divide... 4 îl divide... De pe A plus B. A plus B. Bine, și ștept, dacă scrieți și mulțimea B mare, egală cu 1x6x. 1x6x. Cu proprietatea, 1x6x se divide la 2. Calculați, are un x cu B. Are un x cu B. A intersectat cu B. A minus B, B minus A. A intersectat cu B. A minus B. B. Și B minus A. Domn profesor, aș putea să încerc eu? Încercăm cu toți. Ai putut și cu David. A și 4 trebuie să se divide sau... Da, da, A și 4. Și? Nu ușor. Adică și înseamnă simultan, nu? Da. Adică trebuie să... Și o condiție și cealaltă. A plus B trebuie să fie multipli... Nu, divizorile alea în 4. Ia, îl interpretăm cu atenție aici. Adică A plus B să fie mix. A plus B să punem X, da, nu știu. Da. Și atunci par, X-ul acela trebuie să fie X-ul acela. Acum fiecare gândește în mod separat. Tu te gândești la un număr și ai tu un număr, nu te interesează ce spune ea. Ea nu te, ea n-a interesat-o, pentru că ea are alte idei. Și acum, eu pe ce punctez? Dacă voi ați interpretați corect, 4 divide A plus B. Sau pe 4 divide A plus B, înseamnă că A plus B-ul acela care putem să-l notăm cu X. Da. Atunci X-ul trebuie să fie un divizor al 4. Așa interpretezi? Tu nu interpretezi atât de chestia asta. 4 divide, 4 divide pe A. Pe X, pe X, în general. Cum te interpretezi tu asta? 4 divide pe X. Dați-mi exemplu de așa. Cât să fie X încât 4 să fie un divizor al lui X? Cine o să fie 4, 8? Dacă e divizor al lui X, atunci poate să fie 4, 8. Dar mie când mi-a spus că sunt 3 puncte, să nu puteți să fie multiple. Păi am vrut să multiple? Asta vreau să te atenționez. Daria, vreau să te atenționez cu interpretul greșit. Când zic 4 se divide la X, înseamnă că X e un divizor al 4. 4 se împarte exact la X. Asta vreau să spun. Deci ca să-ți clarifici bine în minte cele două scrieri, înseamnă așa. Când scriu 4 se divide la X. Păi acolo sus înseamnă că X se divide la 4. Înseamnă, un pic ca să rămânem pe ea. 4 se divide la X, înseamnă că X este un divizor al 4. Păi tocmai am avut 4 se divide la X și noi asta a spus că este un tip. Păi eu ce spun acum? 4 se divide la X. Acestea cu 3 puncte, numărul este divizor. Asta, asta da, e. Păi nu e X în poziția acolo. Nu, dar am schimbat pozițiile acolo și tu nu ai fost atent, dar hai să clarificăm.
Acum facem asta, da? Deci 4z divide la x, x înseamnă că x este un divizor al lui 4. Deci ori scriu așa, ori 4 se divide la x, ori că x este un divizor al lui 4, lucrurile sunt identice. Da? Deci când zic 4z divide la x, este ca și cum aș spune că x divide pe 4. X este un divizor al lui 4. Păi înseamnă că sunt doar două numere. Aici 4. 4 este un divizor al lui x. Așa trebuie să zic. 4 e un divizor al lui x. Înseamnă că 4... X-ul cât poate să fie dacă este divizor? Poate să fie... Dacă e divizor... 4 fapt divizor. Poate să fie 8, poate să fie 4, 12. Deci de aici rezultă că x-ul egal multiple de 4, copii. Care înseamnă... E doar două variante. 4 ori K. Da? Faptul că 4 divide pe eu x... Eu doar două variante, deoarece B poate să fie doar 0 și 5. Bun. Vreau să înțelegeți bine faptul că 4, așa meditat, 4 divide pe A plus B. 4 îl divide pe A plus B. Îl divide pe A plus B. Da, 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 da. Interpretarea este că A plus B este multiplul de 4. Se împarte la 4. Da? A plus B se împarte la 4. Dar trebuie să fie clar că e multiplul de 4. Da. Păi atunci... O secundă. Și atunci, haideți să începem să gândim problema. Pentru A mare, B poate să fie... Pentru A mare, ce condiții înțelegeți voi? Faptul că 1AB, 1AB, 1A6B, se divide la 5, se divide... B poate să fie 0 și 5. Asta e. Un număr se împarte la 5, că ultima cifră e 0 sau 5. Deci... Încă o dată aici, Daria, încă o situație clară, ca să nu mai ai momente de confuzie, că dacă faci ordine în minte, în fața ieșiturii trebuie să nu stai pe gânduri și să ai momente de dubii. Deci când se divide, el e mai mare, da? El e mai mare, asta din stânga, se divide și împărțirea se face exact, asta vreau să spun. Așadar, pentru asta înseamnă că să scrii condiția 1A, B, 6B, se divide la 5. Dar ideea înseamnă că B aparține mulțimii valorilor. 1, 4, 6, 0, 1, 6, 0. Adică B poate să fie B egal cu 0 sau... Nu poate să fie B egal cu 5. Sau B poate să fie 5. Da? B are două variante. 0 sau 5. Și în momentul acesta mergem la A. Stop. Și condiția cealaltă. 4. Vedeți ce fac acum? Eu traduc. 4 divide A plus B. 4 divide A plus B e chiar echivalent. Cu a spune? Cu a spune că A plus B sunt A plus B, zi? Se împart la? Adică A plus B e multiplul de 4. Deci A plus B, egal cu 4 ori K. Multiplul de 4. 4 ori K cu K. Și dacă B egal cu 0 și 5. Ei, analizăm. Acum analizăm. Mai facem precizarea că A și B sunt cifre. Da. Foarte important. Și noi acum luăm așa, dacă B ar fi egal cu 0. Deci cazul întâi. Dacă B e egal cu 0, A poate să fie tot 0. Rezultă că A plus 0 egal cu 4. A plus 0 egal cu 4. A plus 0 egal cu 4 ori K. 4. Da? 4 ori K. Și atunci A poate să fie tot 0. Adică A e egal cu 4 K. Că plus 0 nu are nicio, dar 4 K. Adică? Adică poate A să fie și 0, nu? Sigur că da. Pentru că A egal cu 0, rezultă A egal cu 0. Pentru că A egal cu 0 și atunci prima variantă rezultă A egal cu 1. Nu ne grăbesc, vă putem toate analiza. Pentru că A egal cu 1, rezultă A egal cu 1. Dar nu o să fie... A egal cu cât? Pentru că A egal cu 1, A egal cu 4. 4 ori 1, da? 4. Pentru că A egal cu 2? Deci pentru că A egal cu 2, A egal cu 8. A egal cu 8. Atunci, ultimele. Asta pentru că B egal cu 0. Cazul 2. Atunci avem cazul 2 care B egal cu 5. Da, bine, te rog să vorbești tu.
Deci pentru cazul 2, B egal cu 5, ne ducem în relația A cu B multiplu de 4. La plus fie... Doamne, nu știu de răspunsul scris. A plus 5 egal cu... A plus 5 egal cu... 4 ori K. A egal cu 3. Și să vedem. Hai să vedem. Dintre că 3 ar fi prima. Pentru că în momentul în care K-ul e 2, 4 ori 2 face 8 și A egal cu 3, da? Deci rezultă de aici că A egal cu 3. Mai avem o altă variantă? Da, nu, este ultima. De ce? De ce să nu dăm K la variantă 3? Pentru că A trebuie să fie cifră și prea fel. Păi, să vedem. Pentru că ai dat cu 3? Cu 2. A, dar cu 3 trebuie să fie 2. Cu 2. A făcut că pe data A egal cu... Pentru A, K egal cu 1. Trebuie analizat. Exact. Foarte calculul așa ca să... Exact, A egal cu 0. Pentru că A egal cu 0 vine A plus 5 egal cu 0. Imposibil. Da. Imposibil. Pentru K egal cu 1, obținem A plus cât, dar vede A plus 5 egal cu 4 ori 1, 4. Și asta e imposibil. Imposibil, așa. Pentru K egal cu 2, rezultă A plus 5 egal cu 8. Și aici ne-a dat A egal cu 3. Și aici rezultă A egal cu 3, dar îmi place. Vedeți că A egal cu 3. A egal cu 3, nu avem motiv, pentru că A unul e mic. A egal cu 3, o să fie 12. A plus 5. A plus 5. 5 mai 12. Da, și A e 12 minus 5, unde 7. Păi 7 e o cifră? Da, 7 nu este un multiplu de 4. Dar de ce 7 azi? Dar ce 3 e multiplu de 4? Deci azi spun că e multiplu de 4. A plus. Suma A plus B să fie multiplu de 4. A plus B trebuie să fie multiplu de 4. Atenție, nici 3 nu era. Mai insistăm încă o dată. Copii, ca să puteți pătrunde într-un exercițiu, trebuie să înțelegeți așa conținutul său. Deci pentru mulțimea mare, trebuiau găsite numele de 4 cifre. Între 4 cifre. Dar două dintre cifre sunt necunoscute, A și B. Însă, despre cele două numere avem informația că simultan, că zice și, și una și cealaltă, numărul ăsta se divide la 5 și asta autorul ne transmite practic ce informație, că B n-are nici șanse. A vrut să vadă criteriul de divizibilitate la 5. Că numărul se bate la 5, că ultima cifră este 5 sau 0. Deci îmi dă informația asta, că se divide la 5, că B are două alternative, 5 sau 0. Cea de-a doua condiție pe care o cere autorul, că 4, Daria, hai, urmărește-mă. De ce e supărată? Urmărește ca să înțelegi un lucru, pentru că eu insist pe chestia asta, anume vreau să vă invit, să pătrunziți în problemă, ca să înțelegeți cele două condiții trebuie să se întâmple simultan. Deci prima condiție ne trimite spre B cu doar două variante, 0 sau 5, iar faptul că 4 divide pe A plus B, autorul a vrut să vadă, știi tu ce înseamnă că 4 divide pe A plus B? Ce înseamnă asta? Că A plus B se scrie că multiplu din 4. 4 oriceva. Aici am o greutăță. Era cu 2, 3 puncte pe acolo, dar nu era clar. Deci 4 că divide pe A plus B înseamnă că divide pe A plus B e multiplu de 4. Adică el se împarte exact la 4. Adică poate să fie 4, 8, da? Și 0 poate să fie. Că 0 se împarte la ceva. 0 împărțit la 4 face egal cu 0. Ei bine, din prima condiție am stabilit despre B. Din a doua condiție am stabilit A plus B face 4K. Și că A, B sunt cifre, mai ținem cont și de acest lucru, important. Și am plecat cu B egal cu 0. Adică prima variantă. Și atunci A plus B, numera aici, vine A egal cu 4K. Adus că B fiind 0, nu are nicio influență. Și atunci, pentru K egal cu 0, A egal cu 0. Bună situația asta. Și atunci primul, în mulțimea A mare, începe să pun elementele. A mare egal cu. Ia ziceți primul element. A mare este egal cu 0. 1.
este 0. 6. 0. Asta e cum trebuie. 1, 4. 6, 0. Apoi. Apoi gata cu 0. Cu 0. 1, 3. Numai nicio variantă, da? Că s-a dus 0, 4 și 8. 1, 3, 6, 5. Da. 1, 3, 6, 5. Da, bine, tu pe următorul. 1, 7, 6, 5. Și gata, până acum. Și gata cu mulțimea. Deci autorul, prin mulțimea asta, a dorit să vadă ce lucruri. Vreau să-l punctați voi. Păi am vrut să vadă dacă își ne dăm seama că apă dificil. O dată? Am vrut să dăm seama dacă știm criteriul de divinitate la 5. Asta. Criteriul de divinitate la 5 l-a verificat. Și ce înseamnă că 4 divine prea multe. Și să vadă analiza asta corectă făcută. Că, iată, B egal cu 0 găsim cazuri de toate, B egal cu 5 găsim cazuri de toate. Tu ce ai făcut, Davide? Tu ai încercat să găsești un număr așa, da? E, am văzut la tine inteligența asta de a încerca să fii cu un exemplu. Dar nu unul mă interesează. Toate exemple. Ia uite câte am găsit. Da, le găsesc pe astea toate deodată? Hai, crede-mă că nu, eu aș fi reușit. Cum e? Dacă spui, pentru mine este un lucru de minunat. Puteai să pui, știi că cu 0, spune că era 0 la final. Așa. Știi că 0 la 4 se împarte. Da. 0 cu 0 dă 0. Cum te mai gândeai ca să dai un număr care se împarte iarăși la 4? Pune-i 4. 4 cu 0, 4, împărțit la 4, 4. Mă, iarăși, continuai din 4 în 4, adică te duceai. Da. Și găseai 0, 4 și 8. Da. Era 8, 1, 8, 6, 0, 8 plus 0, 8, împărțit la 4, care dădea 8 împărțit la 4, care era bun. Bun. După aia, te gândeai la 5. 5. Ai un număr. Deci ești la final. Cât plus 5 să-ți dea un număr care se împarte exact la 4. Făceai 3 plus 5 îți dădea 8, tot împărțit la 4, îți dădea 4. Nu mai contează. Așa. Da. După aia, vedeai, mai adunai încă o dată, încă un 4, că este tot un tip de 4, nu? Și îți dădea 7. 1, 7, 6, 5. 7 cu 5, 12, 13 împărțit la 4, îți dădea numărul care era. Da. Deci tot ce ai spus tu este perfect, dar e după analiza care am făcut-o aici. Deci noi n-am făcut decât să redactăm tot ce spui tu. Că în condițiile în care nu scrie chestia asta, Davide, că 4 divide pe A plus B, adică A plus B e 4K, ca să se vadă că trebuie să-i spui ceva celui care, cu care stai de vorbă. Dacă numele ăsta le dă, mie îmi pare rău că nu te-am pus la început. Deci da? Înainte de a începe discuția, spune, da, le spune. Uitați, vă spune la pe acum. Da? Deci vezi tu, insist pe treaba asta, că trebuie făcută analiza corectă ca să avem toate cazurile. Deci tu le-ai spus acum perfect, pentru că în urma analizei noastre, acestea erau clar așa. Doar asta au urmărit, să faci întâi multiplul de 4. Exact. Multiplul de 4, da? Deci e perfect. Bun. B mare. A, păi de la B mare e foarte ușor. Hai să vedem. La B mare e foarte simplu. O să da, Davide, las-o pe el, te rog, Davide, ce... Care sunt mai bine? Încă o cifră poate fi 0, 2, 4, 6, 8. Așa că o să avem câte 4 soluții pentru fiecare adică, număr. Adică, adică 1, 0, 6... 1, 0, 6... 6, 0... Da. 1, 0, 6, 2. Vezi că e tot același X. Da. Dacă tu e 0, trebuie la sfârșit tot 0, nu tot profesor. Păi dacă e X, vezi un mesajul. Deci este. Dacă ai fost X, Y, da. Atunci tu aveai dreptate. Deci 1, 1, vezi? 1, 2, 6, 2, 1. 1, 2, 6, 9, apoi.
1, 4, 6, 4. Da. 1, 8, 1, 6, 6, 6. Da. Și 1, 8, 6, 8. 1, 8, 6, 8. Da. Deci aici, scrierea pur și simplu acestora lasă un moment de suspans. Dacă le scrii așa pur și simplu, profesorul care corectează zice, băi, nu prea ai explicat așa, le are, e corect, dar mie nu mi-a transmis. Însă dacă tu faci așa, 1, X, vezi, condiția care cere autorul, o traduce, 1, X, 6, X, se divide la 2, dacă și mai dacă, dacă și mai dacă, X aparține, dar mai știi, criteriul de divizibilitate, X aparține mulțimii valorilor 0, 2, 4, 6 și 8. Asta scrisă, îți permite să scrii prin o mențiune foarte clar. Că tu așa ai gândit. Dar tot ce gândești trebuie să și pui pe hârtie. Nu că tu porți un dialog cu, cu corectorul prin ceea ce scrii. M-ai înțeles? Bun. Așa că, acum, are un incubel, te rog, Daria, are un incubel. Are un incubel să fie egal cu 1060. 1760. Și mai adăugăm 1260. Da? Nu l-am pus pe 1060 de două ori. Să punem o singură dată. Ai intersectat cu B, de un Davide. Ai intersectat cu B, 1060. 1060. Da. A minus B. A minus B. Daria. A minus B o să fie egal cu 1460. Da. 1860. 1060. Iată că am găsit în clipa asta, am rezolvat complet greșeala. Deci, ai înțeles observația care am făcut-o, trebuie și redacta, da? Bun. Și acum să vedem. Ne-ai la un alt exercițiu. Da, da. Se consideră mulțimile. A egal cu toți X-ii din N, cu proprietatea. Mai mic, da. Da.
B egal cu. Toți Y și din N se las cu proprietatea Y egal cu 3 M minus 1. 3 ori M. Da, minus 1. Unde M aparține lui N și M mai mic egal de 3. Calculați. A reunit cu B. A intersectat cu B. B minus A. A intersectat cu mulțimea vidă. B minus A. A intersectat cu mulțimea vidă. B intersectat cu mulțimea... Nu, A reunit cu mulțimea vidă, domnul profesor. Și B intersectat cu mulțimea vidă. Gata. Pot să încerc eu? Te rog. Bine. Deci, îmi trebuie să fie un obiect de 4. Deci, rezultă că A o să fie egal cu 3 la N minus 1. Poate să fie egal cu semnul întrebării, dar știm că noi, că N este aparține mulțimii 0, 1, 2 și 3. Deci, Daria, hai să încercăm așa. N natural și N mai mic strigă că 4. Înseamnă că N aparține mulțimii, ce valoarea spre el are? 0. 0, 1, 2, 3 și 3. Da? Dar atunci X-ul arată așa. Atunci X-ul arată astfel. 3 la 0 minus 1, care a fost de 0. 3 la 0 minus 1, 3 la 0 face 1, 1 minus 1 face 0. Deci mulțimea mare, pun în primul element, merg 0. Apoi, 3 la 3 minus 1 corespundea 2, pentru 3 la 3 este 3 minus 1, 2. 2, da, vede? Da, a dat lui el valoarea 1, acum ai lui el valoarea ce se dă? 9 minus 1, 8. 8. Dar ea, următorul? Apoi, e 3 la a 3-a, care dă 27 minus 1, 26. 26. Iată că am găsit mulțimea mare. B mare. Mulțimea B mare. M-ul o să fie egal cu 1, 2, 1, 2 și 3. Deci, nu poate să fie 0, deoarece 0 minus 1. Scrim așa, M natural și M mai mic egal ca 3. Din cele două rezultă că aparține mulțimii valorilor. Da, vede? 2, 5, 8. Dacă te minte că nu, nu. A, eu am scris toate. Eu asta vă spun. 1, 2, 3. 0? Nu, nu, nu. De ce? 0 minus 1. Deci atunci autorul nu trebuie să spune de cine este A. Așa. Stela, da? A făcut corect la noi. Atunci spunem 1, 1, 2, 3. Și atunci Daria rezultă că... Atunci rezultă că este egal cu 2. Adică 3 ori 1, adică 3 minus 2. Y era din Enselat, să știți. Y-ul? Da. Din Enselat. Acum, da, acum am înțeles că ne-a obligat ca nu să fie. Da, ăla era din N. Dar aici e o greșeală. Tot e în... Enselat? Da, e Enselat, pentru că... Că dacă luăm pe 3, 0, 0, 3, 0, 0, minus 1, nu lasă pe Y. Da, am înțeles. Deci au greșit ei. Da, e o greșeală, dar nu am corectat. Da, da. 5. 5-ul. E bine, 5 și 8, da. Bun. Da. Și acum facem mare unii cu B. Hai să facem mare unii cu B. Are unii cu B este egal cu 0, 2, 8, 2, 8, 26 și 5. Dacă ai pune pe 5. Ai interzitat cu B, da, vede? B. 8 și 2. 8 și 2. B minus A o să dea 8. B. Nu, B minus A o să dea 5. E bine, B minus A 5, dar vede? B minus A 5. Eu sunt la B și pe un A. Da. Se pune tot ce este în B și nu este în A. Da. Mai 5. Da? Bun. Dar vede tu, fără B, A minus B, B minus A. Dar nu avem B minus A. Poate și noi. Da, am tot B minus A. A minus B. A minus B. Egal cu? Egal cu 26.
Deci, 26 și 0. Sorry. Și are un lucru B, Daria. A reunit cu mulțimea mine. A reunit cu mulțimea mine, cum se dea cu mulțimea Peter. Egal cu mulțimea Peter, tu, David, de ce spui? V? E punerea la loc. Da? Punerea la loc. Ai un lucru lua și a mulțimit Peter. A lăsat puțin, nu e așa. Păi, asta e. O să dea 2 și 26. Adică cum ar fi mulțimea A, adică gen 4, rămânit cu nimic. Păi 4. Deci fără de rămânit cu nimic. 8 și 26. Sigur că da. Deci A rămânit cu mulțimea vie de face tot de una A. Indiferent ce am. Deci A, mulțimea vie de rămânit cu oricine, fac mulțimea respectivă. Da? Deci e corect aici. Și A interjecție cu cineva ce dă. Ia să vedem acum. A intersectat cu mulțimea adică. Da, mi-am doi intersectat cu mulțimea adică. Sau B, ok. Crezi că are o influență? Nu. Cât va face? Ba da, are o influență. Pentru că tu trebuie să pui tot semnii din mulțimea vidă care se găsesc și în B, adică mulțimea vidă. Și dacă ar fost A intersectat cu mulțimea vidă? E același lucru. Adică tot am o mulțimea vidă. Noi trebuie să punem elementele comune, dar mulțimea vidă nu-i nimic. Dar deci, indiferent, m-ai sancționat că am pus eu A. A intersectat cu mulțimea vidă, nu, noi pe A nu intersectat cu mulțimea vidă. Parcă schimba rezultatul. Concluzia este... Tot mulțimea vidă, nu? Tot mulțimea vidă. Indiferent cine, la intersecție tot le-am mulțit, la intersecție noi își punem elementele comune. Care sunt și acolo, sunt și acolo. Și cum în mulțimea vidă nu-i nimic, mulțimea vidă, da. Deci, care e observația? Mulțimea vidă intersectată cu oricine, e ca mulțimea vidă. Deci mulțimea vidă intersectată cu orice altă mulțime, face mulțimea vidă. Iar mulțimea vidă reunită cu orice altă mulțime, vidă cu orice altă mulțime, face mulțimea respectivă. Da? Am văzut asta. Da. Ia să vedem o altă. Eu mai dau unul, dar ești în jumătate. Nu ești jumătate, mai sunt 4 minute. Așa, facem 4 minute, mai acabă discuții. Da. E vorba timpul lor. Da. Determinat mulțimea A mare și B mare, știind că s-a existat simultan condițiile. A reunit cu B, s-a existat adică simultan, adică da, în același timp. Deci A egal cu cine? B egal cu cine? Știind că A reunit cu B egal cu... A reunit cu B egal cu... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A intersectat cu B egal 3 și 4. A intersectat cu B egal 3 și 4. 3 și 4. A intersectat cu 5, 6 și 7. Cu 5, 6. Și 7 egal mulțimea vidă. Și mulțimea 1, 2 intersectează cu B egal cu mulțimea vidă. Așa. Da, cu ușor. Ușor? Te rog. A egal cu 5. A egal cu 3, 4. A egal cu, deschidem, da, cu 3, 4. 1, 2. B-ul egal, în B ce să mai pun? A, B-ul egal cu 5, 6, 7. B, ce să punem în primul rând? Păi, B punem 3 și 4. 3 și 4. Asta e, da, 3 și 4 îi găsim și în A și în B. Cu asta începe. Deci, intersecția ne spune cu cine începe. A intersectat cu 5, 6 și 7, adică mulțimea vidă. Atunci A nu are 5, 6 și 7, adică B are 5, 6 și 7. Deci, atenție! A intersectat, pentru că a intersectat cu 5, 6 și 7, de mulțimea vidă, dar nu se găsește nici 5, nici 6, nici 7. A nu intersectat B. Foarte și B intersectat cu... Asta dacă nu se găsește B, e adevărat? Da. Și, dar de ce se pune în B? Se pune în B. Deoarece în A nu se găsește. Și ce se pune neapărat? Da. Păi, pentru că trebuie să le... Undeva trebuie să fie sau cum? Da, undeva tot trebuie să fie. Dar unde, de ce trebuie să fie? Cine poziție se pune? Deoarece reuniunea între A și B. Reuniunea. Am aici reuniunea. Dar trebuie să conțină 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7. Exact. Și eu pe 5, 6 și 7 spune nu le pui în A. Dar acum apar la reuniune, trebuie să-i pun neapărat în B. Și în A, 1 și 2. Da, și ne-a punem 1 și 2, pentru că 1 și 2 reuniți, nu, intersectat cu B, de tot mulțimea vidă.
Deci 1 și 2, într-adevăr, respectă intersecția. Punerea la un loc este 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Și pe rând, celălalt două condiții sunt verificate. A fost foarte simplu, nu? Da. Da? Aceste exerciții le putem face cât mai multe. Da? Deci, ai înțeles? Deci, de ce se zic la îndemână? Pentru că ai înțeles ce se zic la îndemână, intersecția, dar asta este. Acum, în sinteza ori, da? Da. Da, bun. Formule, formule, mulțim. Operații cu mulțim. Mulțim. Operații cu mulțim, reuniune intersecție și diferență. Care înseamnă? Reuniune intersecție, diferență, da? Da. Mulțimea divizorilor și mulțimea multiplilor. Deci divizorii și multiplii unui număr. Divizorii și multiplii unui număr. Relativ cu mulțimi. Număr. Da. Determinarea mulțimilor în condiții impuse. Da. Dar de proprietăți, da? Corect. Determinarea. Determinarea elementelor unei mulțimi. Determinarea elementelor unei mulțimi. Deci determinarea elementelor unei mulțimi pe baza proprietăților. Pe baza am mai adăugat ceva. În afară de faptul că se dea like și share să aboneze, părinții, elevii, frații mai mari, să ducă vestea de la aproape în aproape, povestind ei că Mario este prezent la lecții, Daria și Davide fac niște lecții frumoase, da? Da. Zici așa. Băi, fiți atenți, ce lecții mă fac eu de acum înainte, da? Să mă țineți minte. Așa. Super Mario, nu? Da, Super Mario. La revedere! La revedere!